francesi au adoptat o montare cu
groteșcului, tragicului și al disperării, m-am gândit în ce fel partea asta este în definitiv, și de partea care se va citi pe de altă parte, din dezgustați ce sunt oamenii de politic astăzi, vor fi și mai dezgustați. Nu există niciun personaj în această ficțiune politică, niciun personaj luminos. O carte care nu există nicio lumină, mai ales trimițând la realitatea politică a momentului, este o carte care vă poate lăsa dezarmați. De altă parte, o carte care nu există, dar este care este complet întunecată, nu își atinge ținta. Ei bine, cartea lui Zeche nu este complet întunecată, pentru că sunt aici și două personaje foarte luminoase. Unul este mama personajului principal, care din jinț, adică din parlamentar, ajunge pe patalul, adică murind lângă o moartă din noi, după ce avea pe pasul, ca fiind copii, amantă, pentru amantă, și o carieră de succes, ajunge să moară într-o moartă de noi, într-o mizerie. Dacă nu citim în registrul grotescului și al expresionismului, mi se pare neverosului, toate poșate în lume, dar există un personaj luminos și pozitiv, pentru că, în fond, personajul din care îmi spun luminos, mama, personajul principal, mai până la urmă, pentru că fiul care se luminează, îi pune în pericol, pierzându-i apartamentul din cauza destului. Bun. Există însă un al doilea personaj cu noi nostru, de o speranță, lasă o dâră de speranță și înceapă, și anume fiul, care, paradoxal, din discursuri extrem de demagogice, are o foarte bună veche autorul nostru, este un autor care zice că am registrat discursul din Iara, păiatul acesta a avut un personal principal din discursul de demagogice ale tatălui, care vede de anul de an, ajunge să trăiască frumos și să-și sprijine chiar în ultimă instanță tatălui domnului pierdut. Este o lume, vă spun, atât de îngrozitor de coruptă, atât de îngrozitor de coruptă, Thank you.
prozator, deci ca el deja constituit o acumulare pe care îl numește România. L-am citit acest roman la primul cercetător care m-a fascinat sub tot și
deci critică și de sensibil. Sigur, s-a mai tradus în ceva și am și eu o bibliotecă, un colț de raft, o jumătate de raft, de literatură scrisă în englezește în România și tradusă în românește. Asta despre meritul ediției, la care, sigur, zic, Fernando are colegul nostru și eu pot să spun și coleg și cu prieten, Iosif Naim Dădeșan, Ioși Naim, aici modest traducător, că e o structură modestă și mai degrabă redactivă, deși are o meserie de expunere publică, este unul dintre cei mai eminenți jurnaliști de limba română din ultima jumătate de secol, cu o carieră îndelungată la Vocea Americii, BBC și Radio Europa Liberă, sigur înainte de 1990 la Medizin și apoi prelungită până când programele românești ale posturilor străine de radio care emitau către noi s-au închis, căci aici democrația se construise. Apoi, revenit în România, Ioși Naim a fost actor editor, coordonator al România Liberă și în ultimii ani este expert parlamentar, consilier, expert politic și de presă, nu știu exact ce, pentru conducerea grupului parlamentar sau separat de Liberă România, Democrata Maghiară din România, el știu perfect și vorbește românește și toate celelalte, ca să zic așa, multe limbi pe care numai poligloții le pot gestiona. Mă bucur că Ioși și-a sunat această traducere și din motivele spuse mai devreme de comunicare, de grupurile noastre etnolingvistice și pentru că a vorbit o treabă vreme și chiar dacă traducătorul este munca autorului, e un lucru bun și un lucru serios. S-a dat o carte de vizită foarte serioasă. Bun, ediția. Autorul, autorul a cunoscut la telefon, am schimbat replici în obiecții care subiectul principal era dacă a ajuns cântă la mine, deci am stat de vorba unul despre celălalt. Iar aici mai devreme am strâns mâinile și cam atât. Sigur, m-am informat și editora a scurtă de un afeici, nu trebuie cred eu multă perspicacitate, pentru că am gândit ce știm despre acest autor și politician și revizionist etnic maghiar din România, e suficient ca să și îmi scurtă la multă perspicacitate, să ne dăm seama cam despre ce e vorba. Știm cu toții în România că minoritatea maghiară a fost cea mai eficientă și mai pragmatică zonă etnică a întregii populații în a-și selecta și a-și promova elitele de reprezentare în perioada post-comunistă. Parlamentarii UDMR au făcut ca întotdeauna o foarte frumoasă figură, fără excepție, practic prin identitatea prezenților, prin motivarea discursurilor lor, prin corectitudinea intervențiilor lor publice. Minoritățile etnice fac un genere în lume lucrul ăsta pentru că au ceva de apărat. Și atunci, pentru ca să se apere bine, trebuie să fie eficienți și dacă pentru a fi eficient e nevoie să scoți în față oameni de calitate, atunci îi scoți în față. Majoritatea e mai neglijentă și mai puțin eficientă. Rău eficientă. Ineficientă. N-aș promova cu adevărat elitele de reprezentare. Asta a fost. Domnul Seghe, în 1992, când devine parlamentar, era foarte prevenit. Absolut câțiva ani de drept, care practicase deja, în nota biografică se spune, consilier juridic, funcționar juridic, să spune. Dar un tânăr, nu mai știm ca asta și putem băga un an foc, un tânăr inteligent, cultivat, cu viziune asupra lui jur. Un tânăr promițător, un tânăr cu calități. Așa cum spun, și astăzi, dacă părinte de politice, trebuie să promovăm bine, să dezvoltăm oameni noi, să promovăm valori.
Unde mereu la crize parlament, asta aici trei mandate, probabil pe camera obișnuită, avioanele care zboară din București, Ardeal, sunt sfârșit o săptămână în joia, vinerea, fine de parlament, după trei mandate au mai rămas probabil s-au fi produs, știu ce evenimente, rotații legale, poate diferente, știi, un al patrulea mandat nu am ocupat, dar nici o lucrură. În moment ce organizația politică a făcut să mă vină în România, mi-au promovat un post administrativ în Ministerul Sănătății, un alt post funcționar de stat. Apoi, scriitorul care devenise între timp, scrie la chitole, comentarii politice și poză, Sechei Merlin, implantat, cum spuneam la un moment dat, atâta vreme pe lucru în București, aici, în capitală, am decis, poate lucrul se întâmplase de dreapte câțiva ani buni, să rămână și este astfel înțeleg jurnalist la Radio România. Deci, recapitulez, un tânăr intelectual promisător, promovat de atunci cu cerere literare, promovat ca reprezentant de elita grupului său etnic, parlamentar, funcționar public cu rang înalt, jurnalist și o carieră literară care merge la minte și pe care nu ne aș vrea să o putem cunoaște în întregime. Ce știm acum este acest roman, Jilț și Caldarâm. Pe copertă Jilțul e scris litere romane, în picioare, Caldarâmul e răsturnat de Dandoasa. E o carte despre aspirații de mărire, despre cum e sau cum îți dorești să duci de Jilț și despre cum te multe subitori Caldarâmului, care caz. E o carte despre aspirație și prăbușie. Și este o ficțiune politică, așa cum Dana Angela mi-a spus. E o satiră politică, e o carte care nu mai are o enormă societăție la genești sau șansele de machiare și în Ungaria ce se întâmplă în carte, în țara, aici nu este nici România, nu este nici Ungaria, ci este o țară care se numește în majuscule, în mare tranziție. Tranzițienii sunt locuitorii de aici, într-o manieră care parodiază, nu de ce era gluveț, maniera de denumire a populațiilor de pe cine știe ce planete din literatura science fiction. Tranzițienii vorbesc limba locală, tranzită, limba tranzită. Și ei poartă unii dintre ei la anume maghiare, sau maghiare și puțin de germanice sau slave, după cum mai sunt amestecurile din toată Europa Centrală, amestecurile tehnice și onomastice, dar poartă și nume, care probabil erau scrise în ungurește, în original, dar erau nume de tip cu referințe românești, Alexandru Caragian, adică cu semnificație, deci care nu traduce la românească, apar traduse. Ca niște porecle, adaptate, sunt aici la traducător, care poate să ne secrete și cum anume am găsit ele din aveți pentru una sau alta. A fost nevoie și când o dată de subsol, de exemplu, protagonistul, are o porecle, se spune Crăpșor, pentru că numele lui maghiar înseamnă în ungurește cram, și sau seamănă aduce numele de cram și atunci lumea îi spune cumva jocă sau poate și nu afecțiune. E un crăpșor. Crăpșor adică nu chiar crap, că e un pește destul de respectabil. Crăpșorul începe să intre la plăvușcă, la peștișorii aia micile care întotdeauna e de pește mai mare. Peștișorii aia al căror destin este în modul lor genetic, parcă nu au destin de noi. Și cred că asta este despre destinul neuroș.
anno, ho ricominciato a fare diverse lunghe, ho cominciato a fare politica, sia un discorso delle parole, con qualcuno a qualche podcast, su una lista lunga di una parte, un pathos, despre identità, destini, storie, acolo unde partidele se cheamă partidul propriu de interese, partidul nostalgie și așa mai departe. Totul este o ficțiune politică în sensul în care s-au construit în timpul mediu ficțiuni politice de tip utopie, utopie pozitivă, care de fapt o patologie și utopie negativă. Nu vechea era Thomas Morris, Manel, așa mai departe. Aici e construită tranziția, cu partide fictive, cu lucruri pe care nu le întâlnim în realitatea românească numite așa, sau nici au românească, dar sigur că le recunoaștem de peste tot, pentru că altfel, deja s-a spus, că parabola este foarte transparentă, e de fapt nu o parabolă care se întâlnește o realitate, ci o transcriere de realitate, cu numele schimbate, cu onomastica și alte efecte de lexic denotativ, locuite cu echivalenți de aceștia jucați ludici. Încearcă să facă politică, pentru că ușor, după aceea face o firmă, firma lui Popos, nu știu, cu media, încearcă să facă lobby, să promoveze companii, să învață fonduri de publicitate, mai urmă, să facă traf. Ajunge cu câțiva asociații să facă, să construiască un teatru. Unde? Într-o țară, într-o locație care se numă Sărcioara. Pentru că așa că niște sărcie. Și acolo să își oară, să nu pe și există ruinele unui fost castel, care vine să vrem să cunoaște, nu niște lucruri așa și instalat acolo, nu știu ce instituție. Hai să facem un teatru, să cioare, să încercăm pe altă metal culoare, dacă politica nu mergea, facem de la cum nu merge. Și tot așa, cartea e inventarul, e raportul eșecurilor lui Crăpșor și în fond și la urma lui are un trece lui care îl trăiește. La final Crăpșor moare, găsit, mort în cadrul lui întregoare. Peștele mare nu are cum să nu și în asta pește. Cine pește cel mare? Politicienii vorbea corupți, cum se cheamă Mirosul, altfel se cheamă nu știu cum. Partidele astea care îi lume aluristice și care își promovează oamenii, dar nu pe Crăpșor, Crăpșor nu face față. La sigur trebuie privi mai departe și în măsură ce urcăm, în scară tot mai mare. Nu vedeam peștele cel mare, care îl vede și pe Crăpșor, la urma urmei, destinul, istoria, toate cuvinte, parabola și respectă condiția de parabolă și țin pește de parte, țin pește la sensuri mari. Sigur, cu o scriptură foarte alertă, cu ceea ce nu am venit așa la scrisuri, pentru că foarte ușor, foarte clar, așa cum se citește satire. Umor, tot felul de comunicare, vine să vezi aproape la fiecare pagină și la final când dai de cadavrul abandonat printre reziduri, reziduile acelei lumi, al lui Căpșor, amuzamentul sobește plus și la lumiță, am trece cu fiori îndrecete și la sine. Și zic ca dar, și romanii curiații, toți se aduce în Pinește, încă o dată, și ce
și mai multe mers ale colegiului noștri, sfântitori de Jumătatea de Am zis că am 30 de ani
parte della politica dell'economia, era un po' quale era non interessante, quasi noi siamo aperti urbanamente le decisioni, abbiamo preso la struttura criminale della Serbia, la partecipa a Salvatore, sono famiglia di Sesco, demagogi, eccellenza, politici, questa volta da una cosa che nessuno estende a queste discorsi di una riparte candidato a consiglio giudiziario, la prima linea da scima a consiglio più importante del Senato, ci faccia le sbattere televisate con questa di Rosso. Ma è stato uscito terzo con il trama Pinte Riprese e non hai massa, una massa di scelta si deve non potete essere comando questa parte di qualità del cittadino e qualità del cittadino che è un cittadino di base io ho carte se la fatta la parola è quella del cittadino che è il cittadino che è il cittadino che è il cittadino che non ho di pesare sul cielo. Ci dice che invece secondo la terza ci vuole autorizzare sul non scusi di impresa. Thank you.
Tortura è un corrispondente della realtà, in protezione la schiera non si per la recita, perché si non fosse ecco, perché ha fatto una mutermica a un momento dato, una grotta di noi morti, eccolo ancora lì. Pensavo che ancora mi avevo un'idea che lasciava questo senso di comunità di eroi. Credo che anche uscita un ministro sul film, per esempio, per anche già c'è una tutta una peresta di scrivere sui siti, che si rischia, e che cosa. E c'è anche un linguaggio mai quotidiano, che ti ho dato recensione, se conosco. Non ha forse rispondo un corretto politiciani e idea, tu ci non vuoi per questo pubblico, ci per due mesi. Sì, hanno cercato se scrivere un po' ci può necessare fare aceste lucruri. Dacă am reușit să nu o să legele dumneavoastră, eu cred că mi-am făcut datoria acum.